La nivelul județului Olt, în subordinea Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului, există două centre destinate persoanelor vârstnice la Slatina și Fălcoiu. Fiecare unitate are o capacitate de 50 de locuri, iar persoanele de aici primesc serviciile pentru o bătrânețe liniștită. Prețul pe care îl plătește o persoană diferă în funcție de gradul de dependență. Există o contribuție, dar nu mai mult de 60% din pensia persoanei vârstnice, restul este completat de către familie sau nu, în situația în care nu este nimeni, până la 880 de lei pentru gradul 1 de independență, 866 de lei pentru gradul 2 de dependență, 857 de lei pentru gradul 3 de dependență. Pot fi acceptate și persoanele care nu dețin venituri. În căminele din Slatina și Fălcoiu, 3/4 dintre bătrânii cazați aici nu plătesc contribuția lunară de întreținere. Au chiar prioritate persoanele care nu au venituri. E un criteriu de prioritate pentru noi. Acea contribuție nu este obligatorie. Acea contribuție este doar în funcție de cei care au venituri. Exact asta am spus, că nu. Și dacă nu au membrii familiei completare, mai mult de 60% nu se ia din pensie, și acolo unde nu există pensie, este un criteriu de prioritate, pentru că acea persoană chiar este în risc, pentru că nu are niciun fel de venit. Gradul de ocupare în cele două centre este de 100%, însă potrivit reprezentanților DGASPC, nu sunt cereri în așteptare. În curând, la Fălcoiu se va construi un nou centru de îngrijire bătrâni. Căminul va avea o capacitate de 50 de locuri în regim hotelier. În această lună a fost aprobat studiul preliminar al proiectului, care conține toate detaliile de execuție. Investiția este finanțată din bugetul Consiliului Județean Olt.